Din anul 1994, atelierele Patriarhiei funcționează în clădirea din curtea Mănăstirii Duminica Sfinților Români, aflată la ieșirea din București, pe drumul ce duce spre Oltenița, în vecinătatea orașului Popești-Leordeni, având și două secții la Mănăstirea Pasărea și la Mănăstirea Țigănești. În anul 2009, sub conducerea și cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, sectorul ateliere din cadrul Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române a intrat într-un amplu proces de reorganizare și modernizare. Astăzi, acest sector își desfășoară activitatea pentru confecționarea obiectelor de cult în cadrul secțiilor din București, Croitorie și Cizelură, la punctul de lucru de la Mănăstirea Pasărea și Țesătorie, Broderie, Tricotaje, la Mănăstirea Țigănești. Numele meu este Dumitrescu George, sunt grafician și operator CNC în cadrul atelierului Patriarhiei Române. În cadrul secției își desfășoară activitatea 15 persoane, calificate pe diferite domenii de activitate. În cadrul secției realizăm engolpioane, cruci patriarhale, montaj de seturi de sfinte vase, montaj de coperți de Evanghelie, realizăm rămițele care sunt folosite în montajul coperților de Evanghelie, cruci de binecuvântare, de mână și de masă și multe alte obiecte. Deci obiecte de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Cât durează să faceți anumite obiecte? Realizarea unui produs începe cu un model digital sau cu o schiță. După aprobarea acesteia, se realizează un master. După realizarea masterului, acesta merge la o persoană din cadrul secției care realizează o matriță siliconică. Următorul pas este injectarea de ceară în acea matriță siliconică. Piesa rezultată în urma injectării se pune pe un pomișor, noi așa îl numim, și se calcinează. În ziua următoare calcinării, persoana desemnată să lucreze acea piesă sau seria de piese toarnă materialul, fie că vorbim de metal comun sau metal prețios, iar apoi la bancul de lucru începe efectiv realizarea piesei, care înseamnă ajustură, curățarea piesei pentru că rămâne bavură. Dacă sunt de făcut suduri, trebuie lipit una nouă, trebuie lipite părți componente din acel obiect, se trece la țintuirea pietrelor, în cazul în care obiectul are pietre, partea de jlaif pe care o facem tot aici, ce ține de obiectele mai mici, iar apoi obiectul final ajunge la băile galvanice, unde este curățat, spălat de pasta de jlaif, se aurește sau se argintează. Sau după caz, sunt și cazuri în care obiectele trebuie nichelate. Domnul George Dumitrescu a avut amabilitatea să ne vorbească despre realizarea modelelor grafice care sunt lucrate mai apoi în secția de orfevrărie pe care o coordonează. În cadrul secției de orfevrărie, eu mă ocup cu partea de grafică și cu operarea unui CNC. Pe partea de grafică realizez modelul digital al obiectelor de cult. În momentul acesta lucrez la un engolpion, este un engolpion cu pietre și cu model floral. Sunt multe obiecte pe care le realizăm pe secție. În cazul de față, vedeți un engolpion care urmează să fie purtat de către un erar. Ne mai puteți arăta și alte obiecte pe care le-ați realizat deja? Aici avem un set arhieresc. Setul este realizat din argint, pietrele folosite sunt zirconium, iar tehnica de realizare este aceeași pe care am prezentat-o mai devreme în realizarea engolpionului.
Emailurile folosite sunt emailuri achiziționate din Grecia, ceramică pitată. Puteți observa două tipuri de abordare a pietrelor. Una este țintuitul, iar a doua este încasetatul. În partea de jos la pandante, piatra este încasetată. Pe aceste petale, pietrele sunt țintuite, adică sunt niște bulbișori care se aduc efectiv peste piatră și o fixează pe poziție. Modelul de față este un model pe care noi l-am denumit lauri, el simulând niște lauri. Pietrele folosite sunt tot zirconiuri, dar sub formă de marchiză. Marchizele acestea au o formă diferită față de ce ați văzut până acum. S-a încercat ca suportul pietrelor să fie cât mai mic, cât mai puțin vizibil, astfel încât să putem arăta piatra cât mai mare. Materialul folosit, tot argint, este la final la băile galvanice aurit. El poate veni și în modelul de argint natur. Modelul de față este o rămiță folosită pentru racle. Poate fi folosită și pentru coperțile de Evanghelie. Modelul este mai complex în sensul că are mai multe pietre. Pietrele sunt mai mici față de ce folosim de obicei, iar aici am folosit chiar și perle. Acelea sunt perle. Modelul este digital, dar se pot observa perlele. Același lucru, materialul folosit este argint, dar poate fi și din alamă, se poate realiza și din alamă, aurit la sfârșit. În centru avem un email, o icoană cu învierea Mântuitorului. Modelul acesta a fost folosit la o copertă de Evanghelie, însă pentru oraclă se poate personaliza un sfânt pentru oracla respectiv. Cât durează să realizați un model? Este în funcție de complexitatea modelului. Un model mai simplu, care poate nu are atât de multe pietre, sau realizarea lui nu presupune niște tehnici mai speciale, poate dura modelul digital până la master, o săptămână. De cât timp faceți această meserie aici la ateliere? Sunt aproximativ 11 ani. Vă invit să-i cunoașteți pe câțiva dintre colegii noștri din cadrul secției orfevrărie. Putem sta de vorbă cu doamna Antonia Daniela, bijutier în cadrul atelierelor Patriarhiei Române pe secția orfevrărie. Doamna face în momentul acesta ajustura unor engolpioane și unor cruci pectorale. Mă numesc Antonia Daniela, lucrez de 35 de ani în meseria de bijutier. La atelierele Patriarhiei lucrez de un an de zile. Acum, de exemplu, la ce lucrați? La engolpioane și cruci pectorale a Sfântului Dimitrie. Din ce materiale sunt acestea? Ce e mai dificil de lucrat la ele? Din argint și alamă. Dificil după 35 de ani de muncă nu mi se pare. Da? Dar nu pot să zic că nu întâmpinăm probleme și mai avem și de învățat, bineînțeles. La ce sfânt aveți evlavie? La Sfântul Anton. V-a ajutat? Da. Mă numesc Marian Antonie, de meserie sunt bijutier, lucrez în cadrul atelierelor de aproximativ 4 ani cu întrerupere un an. Acum, în momentul de față, lucrez la un model nou de engolpion din argint. În ateliere lucrez la aproximativ toate modelele cu specific de bijuterie, adică tot ce înseamnă engolpioane, cruci pectorale. Acum sunt la partea de finisaj a unui model nou de engolpion. Cât durează să-l realizați? Păi, depinde, deci poate dura de la cel puțin o săptămână și poate dura și o lună de zile. Depinde de complexitatea modelului. Este, în primul rând, o bucurie să lucrez în cadrul atelierelor Patriarhiei Române, pentru că astfel pot să îmbin și pasiunea mea și bucuria duhovnicească.
De cât timp lucrezi la atelierele Patriarhiei Române? În martie împlinesc un an de zile. Mulți înainte, deci ești la început aici, te acomodezi. Da, așa este. Ce lucrezi acum? O copertă de Evanghelie de argint cu filigran. Ce este mai dificil de lucrat la o copertă de Evanghelie? Montajul profilelor și îmbinarea șanierelor. În cadrul secției orfevrerie avem și un departament care se ocupă de realizarea raclelor. Colegul meu, Pălășanul Cătălin, închide în acest moment o raclă. Nici una nu este aceeași cu cealaltă, sunt modele diferite de sfinții și moaștele care sunt. Construcția se realizează aproximativ la fel, dar imaginile sunt puse altfel. Acum la ce lucrați dumneavoastră? Este o raclă de galvanul 25x25, Sfântul Mina va fi aici și moaștele lui vor fi așezate în această sfântă raclă. Mulțumesc mult, succes! Creștinii care sunt interesați să facă donații bisericilor și mănăstirilor ortodoxe românești pot vizita magazinul atelierelor Patriarhiei de la Mănăstirea cu Hramul, Duminica Sfinților Români, aflată la ieșirea din București, pe șoseaua Olteniței, numărul 255, sau pot intra pe site-ul atelierelor Patriarhiei.